Pentru că este armă împotriva diavolului. Nu cunosc să existe altceva, un alt obiect sau un alt mod decât Sfânta Cruce prin care cel rău să fi fost învins vreodată, dar în mod special prin Sfânta Cruce a fost învins de Mântuitorul Iisus Hristos pentru binecuvântarea oamenilor. Pentru cei care se mântuiesc, crucea este semnul puterii lui Dumnezeu. Iar pentru cei care pierd, crucea este nebunie, spune Sfântul Apostol Pavel. Părinții noștri ne-au învățat despre valoarea și puterea Sfintei Cruci. Ne-au învățat ca oriunde ne-am aflat, în orice împrejurare, să ne folosim de Sfânta Cruce ca armă împotriva celui rău. Mi-aduc aminte că mama mea mi-a spus așa: dacă vei fi într-o împrejurare în care, având mâinile legate, nu poți să te însemnezi cu semnul Sfintei Cruci, să-ți faci cruce cu limba pe cerul gurii, că Dumnezeu te va binecuvânta. De asemenea, semnul Sfintei Cruci este un mod liber și deschis și foarte evident de mărturisire a credinței. Cine merge în călătorie și urcă într-o mașină, să spunem, și își face Sfânta Cruce în fața celorlalți, el face mărturisire a credinței în Dumnezeu. Cine pleacă la servici și începe să lucreze, își face Sfânta Cruce. Cine se așează să se odihnească, cine se așează la masă. Și aici o să fac o paranteză. Sunt situații în vremurile noastre, în zilele noastre, în care mergând în pelerinaje, în călătorii, să intrăm în restaurante unde sunt mai mulți oameni, să stăm la masă și să fim nevoiți, siliți de credința noastră, de dragostea de Dumnezeu, să ne facem Sfânta Cruce când ne așezăm la masă. Vă îndemn, nu vă rușinați cu Mântuitorul Iisus Hristos. Și vă aduc aminte cuvintele Mântuitorului: dacă cineva se va rușina de mine înaintea oamenilor, Mântuitorul spune, înaintea acestui neam desfrânat și păcătos. Așa o fi, cum spune Mântuitorul. Dar cine se va rușina de el, spune, mă voi rușina și eu de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Este una dintre atenționările foarte importante ale vieții mele. În adolescență, în tinerețe, eu am trăit tinerețele mele în perioada comunismului, o perioadă în care s-a promovat ateismul. Am învățat că nu este bine să-mi fac Sfânta Cruce și m-am rușinat de multe ori. Când am fost pus în situația de a mă închina trecând pe lângă o biserică, pe lângă o troiță sau urcând în tren să mă duc la școală, inima mea a fost foarte oscilantă și foarte nelămurită. Pe de o parte mi-era rușine de Dumnezeu să nu-L mărturisesc. Pe altă parte mi-era rușine de oameni. Dar îmbătrânind și aducându-mi aminte foarte des de acest comportament al meu, permanent îl rog pe Dumnezeu să nu se rușineze de mine. Și acum, pentru că am vorbit despre Sfânta Cruce și pentru că una dintre rugăciunile frumoasele copilării mele le-am învățat de la mama mea, o să rostesc cu gândul, cu nădejdea, că o să o folosiți și dumneavoastră, cei care mă ascultați. Cruce în casă, cruce în masă, cruce în patru cornuri de casă, Dumnezeu cu noi la masă, Maica Precii stă în fereastră. Stoiașului Dumnezeu, la căpătuiașul meu, și în zi și în noapte, până în ceasul cel de moarte.